Salutare, vampirașilor! Și ce mai faceți? Dac, da, dic, dac, da, Joe! Ai bine merit un long time ago! Where did you go? Na-na-na-na! Ce mai faceți, măi, vampirașilor? Bine ați venit la un super videoclip special! Special pentru voi, vampirașii mei! Să nu uitați să apăsați pe butonașul de like și să lăsați comentarii! Cine credeți că o să fie cel mai puternic și care o să ne distrugă? Da, vampirașilor, ați ghicit! Casele noastre din lemn. Ei bine, am mai făcut un videoclip din acesta, am văzut că v-a plăcut foarte mult și am zis că, bă, hai să mai fac un videoclip pentru vampirașii mei dragi. Și da, vampirașilor, de ce spun că este foarte special acest videoclip? Deoarece, cu cât vom rezista mai mult în căsuța noastră, cu atât ea va evolua! Da, vampirașilor, ați auzit bine, casele noastre vor evolua pe parcursul videoclipului, iar noi va trebui să rezistăm cât mai mult. Ia uitați ultimele două case. Bine, asta e specială că e din metal, poate rezistă mai tare decât lemnul, așa ar fi logic. Iar ultima este o casă chiar adevărată și să sperăm că vor ține destul de mult acestea. Pă, prea șmecher, sunt așa încântat. Bine, vampirașilor, să înceapă episodul! Bun, vampirașilor, o să trebuiască să rezistăm în căsuța asta contra catnap demonic! Băieți, repede sus! Bă, bă, Draculas, bă! Tabu Juan spune, bă, tu crezi că casa asta micuță o să reziste contra catnap demonic? Bă, poate, nu știu! Vino cu acea repede, Dracula Junior, că imediat se trezește catnap demonic! Vino, știu, domnule Motan de Știință, stați aici! Trebuie să avem mare, mare grijă! Stați că o să vină după noi! Aoleu, ia să vedem, bă, vampirașilor, vine după noi! Ah! Bine, momentan, bă, bă, rezistă casa. Rezistă casa, n-are ce să ne facă. Aha, aha. Casa e mult prea puternică pentru tine. Aha, ești mult prea slab. Draculas, uită-te în spatele tău. Mi-au venit ajutoare. Ce ajutoare poți să-ți vină ție? Bă, ce? Da, vampirașilor, am uitat să vă spun, în acest videoclip o să mai apară și multe caractere interesante, secrete. Bă, ăla-i cumva Bluey? Lăsați un like și comentariu cine știe pe Bluey. Bă, vine după noi! Bă, poate nu distruge casa, nu? Poate nu distruge casa. Bă, distruge! Bă, uite, bă, încearcă să vină după noi! Pregătiți-vă de impact! Bă, nu! Pe cine o distrus? Bă, ne distruge casa Bluey! Bă! Juan, vino încoace! Bă, Draculas, bă, e prea puternic, Bluey! Bă, aoleu, aoleu, stai, bă, acolo! Bă, ce câine turbat e ăsta! Ai de capul meu, ai de capul meu, vampirașilor, lasă-ne în pace! Nu, Draculas, eu sunt prietenul tău, vreau să te ajut! Pe cine s-a ajuns tu, că mă, că mai mult distrugi casa! Bă, măcar, știi ce pot să spun vampirașilor? Chiar, da, îmi place foarte mult costumul ăsta de pe mine. Uitați ce frumos, ce sexy sunt. Bine, vampirașilor, să vedem dacă pot rezista cu două case. Bă, ce s-a întâmplat aici, vampirașilor? Juan, bă, măcar Juan a rezistat. Da, bă, eu m-am pus bine aici. Bă, auleu. Bine, vampirașilor, fiți atenți ce vreau să încerc. Dacă o să punem noi două case, deci fiți atenți aici, invenție de-a mea, așa, și le unim aici, vampirașilor, uite așa, forță. Da, 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 da. Unim casele astea două între ele. Așa, super putere aici. Forță, forță, forță. Și să vedem contra cine o să trebuiască să rezistăm, vampirașilor. Stați așa, să-mi aduc prietenii. Să vedem. Deci, Juan, tu o să stai aici cu domnul Motan de Știință. Stați așa și o să stau în casa asta cu Dracula Junior. Bă, vampirașilor, vină încoace, bă, domnule Motan de Știință, că te faci de râs aici. Așa, uite, tu o să stai aici. Bă, să nu distrugi casa, animalule, să nu distrugi casa, am spus. Bine, vampirașilor. Ia uitați, vampirașilor, o să fim atacați de catnap și cu Dog Day. Și o să vedem dacă casele noastre unite, care eu sper că invenția asta mea chiar a fost una foarte șmecheră și o să reziste. Sunteți pregătiți, băieți? Da! Hai să vedem, vampirașilor, dacă vor putea rezista. Le-am dat grenadă, le-am dat grenadă. Bine, momentan rezistă foarte bine casele noastre, dar v-am spus, bă, vampirașilor, că poate să le vină ajutoare. Bă, luați-vă de aici. Bă, bă, dar nu da, bă, cu grenadă în casă, tu gândești. Bă, ups. Aoleu, bă, Dracula Junior, stai așa, sperăm că nu arde toată casa, nu? Bă, aoleu, aoleu, ce-am făcut, ce-am făcut, nu mai dau niciodată în viața mea cu grenade. Bă, plecați de aici, chiar nu vreau să le vină ajutoare la ăștia, că nu merită. Luați de aici. Bine, bine, forță, vampirașilor, să vedem cum putem opri această problemă. Luați de aici. Bă, sunt sub casă, sunt sub casă. Oh, nu, oh, nu, vampirașilor, o să primească ajutor de la trenulețul Thomas. Bă, luați de aici.
să sperăm că îi distrug așa. Da, da, cu siguranță pot să-i distrug așa. Ia să vedem. Ai din capul meu, vampirașilor. Nu, no, nu, no, să sperăm, bă, că rezistă casa. Bă, ăștia distrug toată casa. Bă, nu poate să reziste. Aoleu. Aoleu, vampirașilor, ce s-a întâmplat? Bă, Draculas, bă, din păcate sau din fericire, trenulețul Thomas a fost distrus de Catnap și Dog Day. Da, am o veste proastă. Ce veste proastă? Oh, nu, ce se vede acolo? Bine, nu mai trebuie să-mi spui nicio veste proastă, că deja pot să văd. Bă, orice ați face, să nu faceți gălăgie că-i treziți. Ce ai spus? Bă, nu fă gălăgie că-i treziți. Bă, orice ai face, ai avut noroc, bă, lasă că-i distrug eu. Pot eu să-i distrug. Bă, s-o trezit, s-o trezit. Nu, nu, bă, vin toți. Distrug toată casa. Nu, bă, ce se întâmplă acolo jos? Oare o să funcționeze? Bă, uite puțin, bă, ce se bate acolo cu Dog Day. Bă, bă, avem noroc că se bate cu ăla de capul meu, vampirașilor, ce aproape a fost. Bă, dar mă întreb, de ce se bate Catnap cu SCP-urile? Aaaa, ce e aici, bă, îți bate? Luați de aici, oh, nu s-a trezit. Ah, se distrug casa, bă, nu, luați de aici. Lăsați, bă, bă, am noroc că nu se înțeleg cu, observ că nu se înțeleg cu Poppy Playtime. Bă, trebuie să mă urc aici repede. Doamne, motan de știință, n-ai vreo bombă în buzunar? Dracula, azi, bă, da, am o bombă, ia-o repede. Bă, încerc acum, bă, nu știu ce se întâmplă acolo jos, dăm bomba, dăm bomba. Bă, de unde ai scos bomba asta? Dracula, nici nu vrei să știi de unde am scos-o, nu mai contează, doar dă-o. Bă, eu încerc să o dau să distrug și Catnap-ul și toți. Bă, o ai, o dau aici, stai, bă, nu, da, bă, aici, bă, aici o dau. Ai, lei artificii, o luat foc, o luat foc Catnap cu Dog Day. Bă, ce s-a întâmplat? A, bă, încă n-am terminat de ăștia. Aveți grijă. Bă, ce este acolo jos? Parcă acum am este dor de deck, Dog Day și restul. Nu-i bine, nu-i bine. Bă, Dracula, dar crezi că asta nu-i bine? Uite în fața mea. Oh, nu, suntem atacați și de Bluey. Bă, nu. Bă, ce se întâmplă? Bă, sunt mult prea puternici, bă, vampirașilor. Bine, să trecem la următoarea casă. Bă, vampirașilor, acum să vedem dacă super fortăreața noastră o să reziste mai bine. Ia uitați, vino încoace, uitați pe cine am găsit, vampirașilor. Am găsit un pui de alu Dog Day. Exact, este puiuțul lui. Și uitați, este frică de... Am încercat să-l fac, să-i explic că nu trebuie să-i fie frică. Uite, stai acolo. Pun-te tu și, bă, păi și dacă te las acolo, tu te arunci? Bun, rămâi acolo, fii un cățeluș cu minte, o să-mi aduc și restul prietenilor. Bă, Dracula, bă, am toate oasele rupte în mine. Bă, te cred, crede-mă că și eu am toate oasele rupte în mine, dar ideea este că trebuie să rezistăm, bă, ca o familie, ca o familie frumoasă ce suntem. Unde e domnul Motan de știință? Domnule Motan de știință! Bă... Cred că l-am pierdut pe domnul Motan de știință. Tu ce faci, bă, ce dansezi? Da, bă, abia aștept să văd cum nu rezistă nici castelul ăsta. Bă, ăsta o să reziste. Ai încredere în mine. Bine, vampirașilor, să vedem cine o să vină să ne atace acum. Bă, vampirașilor, suntem aici, dar ia uita cine vine după noi. Vine Dog Day. Bă, i-am trimis acolo puiuțul înapoi. Dar știi ceva, bă, eu l-am văzut primul. O fi copilașul tău, dar... Bă, bă, ce faci, bă, nu? Bă, s-a aruncat. Ai de capul meu, vampirașilor, nu vrea la Dog Day înapoi. Și asta nu-i top, vampirașilor. Suntem atacați și de Bluey și de Cipi Cipi Ceapa Ceapa. Bă, Juan, vino încoace. O să mai vin, bă, că s-a atacat, bă, din toate direcțiile. Bă, vino încoace repede, trebuie să avem grijă. Bă, ce se întâmplă acolo jos? Bă! Noi, nu ne trebuie o altă strategie. Bă! Bă, dar e mult mai greu ca în episodul trecut. Auleu, vampirașilor. Bun, vampirașilor, fiți atenți și vreau să încerc, da, și deasupra să mai pun un castel. Dar rezistă? Bă, bă, sunt deștept. Poate am făcut aici cel mai bun castel care există vreodată. Acum să vă văd! Ha, 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 ha. Nu mai aveți nicio șansă acum, deoarece v-am distrus pe toți. Uite cum vin toți. Dar ce să mai fac acum, deoarece castelul meu este mult prea rezistent și nimeni nu o să poată să-l dea jos vreodată! M-am prins de asta, m-am prins de asta, m-am prins de asta. Hai din nou! Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva! Aha, ăsta a rămas în aer castelul. N-aveți ce să-mi faceți, n-aveți ce să-mi faceți. Bă, a rămas în aer castelul. Nu! Nu! Din nou!
Bă, vampirașilor, uite ce-o mai rămas din... Ce s-a întâmplat acolo, bă, nebunie! Și dacă asta nu era tot, vampirașilor, mai suntem atacați și de... monștrii ăștia urâți din Poppy Playtime, din Catnap Demonic și... Catnap Dansator? Ce? Bine, vampirașilor, hai să găsim ceva să ne protejăm ca lumea. Bă, vampirașilor, dacă asta nu inspiră încredere, nu știu ce altceva ar putea inspira. Deci am pus o casă și după am mai pus o casă și după am mai pus o casă. Și acum, bă, vampirașilor, o să stăm în casa asta de aici și o să privim frumos cum efectiv invenția lui Dracula este cea mai șmecheră dintre toate. Hai să vă dovedesc faptul că o să reziste casa asta și nimic nu o să poată să o distrugă, nu? Nu? Bă, ce se întâmplă acolo jos? Bă, explozii! De unde a fost explozia aia? Când eu n-am dat pe explozii! Luați-vă de aici! Nu, trebuie să stau aici sus! Trebuie să stau aici sus! Bă, nu pot să cred! Rezistă! Ce să reziste, bă, băiatule? Că o mâncat toată casa! Hai de capul meu! Bine, vampirașilor, a revenit aici! Ia că nu le mai dă nimeni jos! Bă, băiam asta! Luați de aici! Bă, ce bătaie este acolo? Se bat toți între ei! Bă, ce ADHD e videoclipul ăsta! Auleu, ia bă de aici. Bun, hai să rezistăm. Bă, ce bucată mi-a dat ăla. Bă, ce bucată mi-a dat cipi-cipi. Bă, vampirașilor, bun, ne trebuie repede o altă casă, repede. Și acum, vampirașilor, ne apropiem de final. Aici cu o casă extrem de forțoasă. Hai să vedem dacă vom rezista să stăm în casa asta. Prima dată vom încerca să stăm aici jos. Să vedem dacă funcționează. Uitați cum vin toți după noi. Deci vin toți. Bă, poate nu ne știu că sunt aici. Hai să vedem dacă rezistă casa asta. Au! Bine. Ok. Acum, vampirașilor, hai să stăm sus. Poate sus avem mai mult noroc. Bine, vampirașilor, fiți atenți, nu mă pun aici. Hai să... Wow. Dar ce-i cu acoperișul ăsta, frate? Ai, de capul meu. Nu spune că acoperișul ăsta e doar de formă. Bine, știu cum facem. Bine, vampirașilor, am pus în horn, am pus aici o mașină de spălat. Să sperăm că asta o să reziste mult mai bine. Uitați cum vin toți după noi. Ai, de capul meu, deja nici nu vreau să mă gândesc, uite cum vine cipi-cipi. Auleu, te rog, bă, rezistă. Da, ce să reziste, frate? Ce să reziste? Nu, deci gata, vampirașilor, că deja... Fiți atenți cum facem. Bam, odată așa. După aia, frumos, o să punem casa asta deasupra și o punem perfect. Aia zic. După aia, luăm casa asta și o punem aici. Și după aia mai luăm castelul și îl punem aici. Bine? Bă, eu zic că... Bă, eu zic că o să reziste. Ai de capul meu, vampirașilor, vine să sperăm că o să reziste. Bă, vampirașilor, deci clar o să stăm acolo sus, dar am o veste destul de ciudată. O veni și tatăl cel strict și cu SCP-urile și cu toată lumea apocaliptică și o să vedem acum dacă putem rezista. Ce vorbești, bă, băiatule? Uite ce vin toți în forță! Acum, vampirașilor, vom vedea dacă putem rezista! Bă, uite cum merge, bă, mă întreb ce se întâmplă acolo jos! Nu, că trebuie să mă urc înapoi aici sus, vampirașilor! Bă, ce se întâmplă acolo? A început apocalipsa lumilor! Dar rezistă, căsuța! Nu! Bun! Ce să reziste, bă, vampirașilor? Ce să reziste? Auleu, ce s-a întâmplat? Auleu! Bă, mai avem asta! Nu, mai am asta! Asta este ultima noastră șansă, vampirașilor, să rezistăm contra invaziei. Să vedem dacă vom rezista. Ce să rezistăm, bă, că mi-a distrus-o instant! Mai este acolo sus? Ce să mai fie cu căzut totul? Măcar mai putem să stăm aici. Asta încă nu a distrus-o. Bun, luați de aici cu grenade, cu tot ce trebuie. Vă dă băiatul Draculas. Da, e gata, Dumnezeu cu mila! Bine, vampirașilor, sper că v-a plăcut și acest episod în care efectiv a fost haos total. Chiar îmi place să fac acest tip de episoade. Promit că data viitoare o să vin cu case făcute mult mai șmecher și o să vedeți că atunci chiar o să rezist contra aceste invazie nebune. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe un butonașul de like, vampirașilor, și să lăsați și comentarii dacă doriți să mai fac episodul al treilea din seria aceasta. Eu am fost Dracula și să aveți o zi la fel de șmecher, vampirașilor, la fel ca voi. Pa, pa! Un weekend la fel de șmecher ca voi. Pa, pa!